Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 5 cenți, emitent Antilele olandeze, pe perioada reginilor Juliana și Beatrix. Monede de circulație standard între anii 1971-1985, compoziție cupru-nichel, greutate 4,5 grame, dimensiunea 18 x 18 mm, grosimea 1,8 mm. Formă pătrat cu colțuri rotunjite, orientare liniere monedă, sus, jos. Pe avers este stema Antilelor olandeze și motoul în latină, uniți de libertate. Scrierea Antilele olandeze. În stânga este Nicovala, sigla lui Jan de Jong, maestru de monetărie al monetăriei regale olandeze. În dreapta avem marca monetăriei regale olandeze. Pe verso avem valoarea nominală în cifre și litere, înconjurată cu 6 stele, ca cele 6 insule ale țării. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1985, produsă într-un număr de 1.524.000 de bucăți, are o valoare nominală de 1 dolar și 10 cenți. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 2 dolari și 50 de dolari. Această monedă, pentru cei interesați, o voi vinde cu 30 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!